în cadrul proiectului Curcubeul Multiculturalității în zona timiș torontal bârzava orașul Deta găzduiește Festivalul Etniilor. Evenimentul are loc în data de 31 mai. Cel mai important moment al festivalului va fi spectacolul sub denumirea de Curcubeul Multiculturalității, care va avea loc pe scena parcului Anton Crațer. În aceeași locație vor avea loc și ateliere de meșteșugărit, expoziții de obiecte vechi, tradiționale și târguri gastronomice. Toți cei care au moștenit îndeletniciri valoroase, precum țesutul la război, prodat manual, croșetat, torsul lânii, realizarea mileurilor, opincilor, olărit, împletirea coșurilor din nuiele, îndeletniciri gastronomice precum frământarea aluatului de pâine, realizarea și tăierea tăiețeilor de casă, realizarea brânzei, iaurtului, frigirea răchiei sau orice altă îndeletnicire ori meșteșugărie și doresc sunt așteptați să participe în cadrul atelierului de meșteșugari, cei care dețin colecții impresionante de costume populare, prosoape, fotografii vechi, obiecte tradiționale vechi și doresc pot să participe la expoziția de obiecte tradiționale din în cadrul festivalului. Toate aceste îndeletniciri sunt de fapt cea mai de preț moștenire, ele făcând parte din patrimoniul cultural tradițional al orașului Deta, transmit reprezentanții administrației locale.